Hai, salut și bine am găsit la un nou episod de Clash of Clans. În episodul de astăzi o să continuăm cu strategiile abonaților, pentru că mi-ați mai lăsat vreo 16, cred că sunt total strategii. O să le filmez fără voce, pentru că dacă aș filma cu voce, o strategie ar fi în jurul de vreo 4 minute 3 dacă aș comenta peste. Și n-am cum să fac 16 strategii de 4 minute, că ar fi o grămadă de spațiu și, după cum am zis, nu prea am loc în telefon. Deci o să filmez fără voce, asta este. Și aceste 16 strategii am văzut că sunt ultimele, adică n-am mai găsit altele. Dacă am sărit peste, să-mi spuneți aici în comentarii și să-mi spuneți din nou strategia, pentru că cine știe, poate am sărit peste această strategie sau habar n-am văzut. Dar eu, sincer, cred că am văzut toate 16 și da, unele strategii, din păcate, n-am putut să fac cum i-am scris, pentru că am atacat și de pe contul de Town Hall 10, pentru că pe contul ăsta, deci stați să vă arăt. În primul rând, minerii de 1, deci ce fac la Town Hall 11 max cu minerii de 1, foc de 2 și alte chestii de level foarte mic, deci da, am atacat și de pe contul de Town Hall 10 și dacă nu v-am făcut gen exact strategia cum mi-ați zis, de exemplu, am luat mai puține trupe decât mi-ați zis, ei bine, să înțelegeți de ce, pentru că nu am destul spațiu ca să bag acele trupe pe contul acela, pentru că aici am 260 și pe ăla cred că am vreo 220 sau ceva de genul. Deci da, în continuare să pun eu strategiile. Thank you.
these roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story, these places change me, each one replacing, like night into morning. Smile, I can finally see you now.